Stai mă, la mână liniștită, stai mă acolo, mă. Mă, nu vărsa apa. Da, stai mă acolo. Ce rămâna, dragă? Acel cerbun care mi-aparține. Să rămâna doamnelor și domnișoarelor, să trăiți, domnule. Salut, domnul Dan, salut, domnule. Să trăiți, da. Bună, Ana. Bună, Cătăline. A revenit Ana la muncă și când dansa ne gândeam să nu fie un fel de setie. Să arunc... Dai funul! Dai funul! Să-mi arunce o cerneală așa în spate, să nu mai prindă. Ce faci, Ana? Cum ești? Ana, cât ai slăbit? Strâns? Am urmele de la perfuzii. Lasă-mă, stai strâns așa? Mi s-a pus perfuzii? Eu nu știu, mă, că dacă când scapi o parte, îți bagă pe alta? Nu mă simt foarte bine, că deocamdată îmi iau tratamentul. Îți bagă perfuzii cu ce ai scăpat? Ai pastile? Dar sunt ok. Da. Ana vine după o enterocolită violentă. Ai slăbit în kil 600, mă? În kil 600 de... Nu te aud. Cât ai slăbit? Am slăbit pentru că vreo 48 de ore cât n-am pus. Cât ai slăbit? Nu știu, vreo 2 kg, cred. 2 kg acum? Am slăbit pentru că automobile. Rămânea și amă, dar... Înseamnă că ai fost mitralier, ai dat tranquila. Din cauza că am vomitat foarte mult... Zii tu, mă, gluma, repede, mă. Nu am absolut nimic, m-am deshidratat foarte mult și automat că am slăbit. E logic. Nu vreau să mai... Nu te duci! Nu vreau să mai aud așa ceva! Da, mă, că-i fascinant! Două minute, băi! E fain! Am plecat în curte, la WC-ul! Am plecat la WC-ul în spatele curții, bă, băiatule! Două subiecte mă agasează zilele astea. Enterocolita Anei și divorțul Biancăi. Ce pasă enter pe deci, Bianca? Amândouă la fel de maro sunt subiectele. Da, da, auzi, Dane! Noroc că mai... Da. Enterocolita mea e reală, da? Nu te aud, asta e reală, da. Ca să mă exprim serios, ca la televiziune, lui Bianca i s-a dus urma până la Paris. Da? Urma de enterocolita. Hai că trebuie să faci spatele. Bine. Deci Onuca, dacă vrei slăbești, două enterocolite scurte. Bă, lasă-o, mă. Dar de ce, domnule, nu n-o fi frumos, dar dă și dă. Nu fi frumos, dar dă roade, mă. Vor da potolește.